Putem spune că se dă startul înscrierilor în clasa pregătitoare și ne aflăm astăzi aici ca să ne explicați ce înseamnă, practic, care este procedura și ce trebuie să facă părinții. Bună ziua! Din punct de vedere al procedurilor, nu s-a schimbat mare lucru, în sensul că părinții trebuie să sune la școală, la școala gimnazială Augustin Maior. Există numărul de telefon afișat pe site-ul inspectoratului, dar în general toată lumea îl cunoaște, 511150, la care se poate programa pentru evaluarea copilului, așa cum s-au făcut și în anii anteriori. În funcție de zilele și orele care vor fi libere, va veni, se va prezenta cu copilul la evaluare. La această evaluare, la fel ca și la celelalte, avem nevoie de copie după certificatul de naștere al copilului, de o adeverință eliberată de medicul de familie, în care se face mențiunea că copilul este apt pentru școală. Ca o precizare pe care o considerăm noi personal foarte importantă și cu care ne-am confruntat în anii trecuți, au fost părinți care au venit cu adeverința de la medicul de familie și adeverința nu avea un număr de înregistrare. Deci aici trebuie să fie foarte atenți când primesc adeverința să existe acest număr de înregistrare, pentru că numărul trebuie să apară pe recomandare. Deci dacă nu avem numărul pe adeverință, nu își pot primi recomandarea și vor trebui să facă două drumuri. Deci pentru a preveni această situație neplăcută, dânsii să fie atenți și să solicite numărul pe adeverință. Există tot în documentele pe care trebuie să le aibă asupra dânșilor și necesitatea unui buletin. Nu vom lua buletinul și nu avem nevoie de copie de pe buletin, doar avem nevoie de date pentru completarea cererii și a recomandării. Cererea poate fi descărcată de pe site-ul Edu Mureș, deci există acolo la înscrierea în clasa pregătitoare o mulțime de documente, precum și cifrele de școlarizare și rețeaua școlară, există raza de domiciliu a elevilor pentru școala respectivă, sunt niște ajutoare, informații suplimentare care îi ajută să se orienteze mai ușor. În funcție de școala de care aparțin, se duc și se înscriu, sigur, în dosarul de înscriere în clasa pregătitoare sunt necesare și alte documente. Cererea de evaluare o primesc de la noi, o completează, o înregistrăm și se va evalua copilul. O evaluare durează în mod teoretic între 35 și 40 de minute, dar având în vedere modificarea conținutului bateriei de teste comparativ cu anii anteriori, noi am decis astăzi împreună cu colegii care vor evalua copiii să ne acordăm cel puțin la început o marjă de o oră. Pentru că în informațiile privind aplicarea corectă a bateriei de teste, există și posibilitatea unei scurte pauze în cazul în care vedem că copilul a obosit sau nu mai dorește să răspundă sarcinilor solicitate de evaluator. Din acest motiv, o să încercăm să alocăm câte o oră pentru fiecare copil. Programul este de la 10 la 18, ca și până acum. Pe toți care se înscriu în acest an la evaluare, îi rugăm să nu vină înainte cu două ore, pentru că nu au de ce. Pur și simplu vor trebui să stea în ușă pe coridor și să aștepte, să vină cu încredere. Noi vom încerca să dăm tot ce e mai bun din noi ca să obținem rezultatul cât mai aproape de realitate. Practic, cine trebuie să participe la această evaluare? Deci la evaluare poate participa din punct de vedere legal și părintele sau tutorele copilului, dar nu are voie să ofere sprijin copilului, acesta trebuie să se descurce singur, sigur, în prezența evaluatorului. Testul se bazează practic pe evaluarea acelorași item care au fost și până acum evaluați, pe motricitate, pe cogniție, pe abilități numerice, limbaj și comunicare. Doar că conținutul acestor item este puțin modificat comparativ cu anii trecuți.
Ceea ce se știe tot din anii trecuți, rezultatul evaluării este de necontestat. Cei care îndeplinesc sau împlinesc vârsta de 6 ani abia după 1 ianuarie, acești copii pot fi evaluați doar de Centrul de Orientare Școlară și Profesională, de fapt de colectivul de evaluatori din Cejeraie. Deci nu mai putem evalua noi la această instituție, trebuie să sune la Târgu Mureș, să se planifice acolo și ei vor acorda consilierea, Inspectoratul Școlar și Consiliul Județean de Resursă și Asistență Educațională și în funcție de rezultatul evaluării vor fi consiliați să intre în sistemul școlar sau să rămână încă un an la grădiniță. Până una alta, despre ce copii vorbim în cazul acestor evaluări? Deci vorbim despre copiii care nu au îndeplinit vârsta de 6 ani până la data de 1 septembrie. Deci copiii care s-au născut după 1 septembrie, între 1 septembrie și 31 decembrie, dacă doresc să meargă la școală, atunci trebuie evaluați. Rezultatul evaluării va fi decisiv dacă sunt apți de școală sau e recomandat să mai rămână un an la grădiniță. Vor fi orientați atunci spre grupa mare și în funcție de acest rezultat vor primi recomandarea cu care se vor prezenta în dosar la înscrierea copilului. Deci cei care împlinesc 6 ani până în data de 31 august, inclusiv 31 august 2017, nu trebuie evaluați. Ei se duc și se înscriu în mod firesc la școală. Se mai poate face o evaluare, să spunem, undeva în toamnă, eu știu, mai există așa ceva? Da, deci evaluarea se poate face pe întreg parcursul anului școlar, da, așa s-a întâmplat asta și până acum. În cazul în care copilul nu întrunește procentul necesar pentru intrarea în școală, poate fi reevaluat la cererea părintelui după o perioadă de 6 luni. Asta însemnând undeva în primele 2 săptămâni din septembrie, dacă a reușit să acumuleze cunoștințele pe care nu le avea sau pe care din vari motive nu a reușit să le comunice evaluatorului.